o să venim cu codul administrativ, important pentru aleșii locali. Și nu numai, și nu numai, pentru tot ceea ce înseamnă administrație, o să vă dau un singur exemplu. Eu cred că trebuie așa să ieșim din această ipocrizie, cea care este legată, doamna prefect, asta e, cea care este legată de, domne, avem un prefect care este înalt funcționar public și care de prin 2004, sau nu mai știu de când e chestiunea asta, e greu să îi schimbăm, că sunt alți funcționari publici și așa mai. Este o ipocrizie. De fiecare dată când s-a schimbat câte un prefect și câte un guvern, s-au schimbat prefect, subprefect și așa mai departe. Ne mințim de 13 ani și de 14 ani, indiferent de ce guvern a fost la conducerea țării. De aceea, fiind și reprezentantul, pentru că prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu, e normal să trecem aceste funcții, ca să dau doar un exemplu, va avea prefectul post de secretar de demnitate publică, de secretar de stat, pe salariu de secretar de stat, astfel încât schimbările să fie cât se poate de normale și să ieșim, și subliniez, să ieșim din această ipocrizie unde ne furăm singur căciula de vreo 13-14 ani.